seara, bine v-am găsit la TV Buzău, la A Patra Putere. Avem o nouă întâlnire cu profesorul Mircea Costache. Bună seara, domn profesor. Bună seara. Ce mai faceți, ce mai ziceți? Păi, atât? Tocmai te întrebam că dacă ai vreo veste cumva, cum că ar mai fi și oameni care nu ies la aer, care nu se plimbă în parc acum și care stau în casă la televizor. E, sunt câțiva, domn profesor. Ce? N-au mai fost și alte veri? Și dacă sunt în casă, după 25 de ani de manipulări, intoxicări și buimăceală, ce credeți tu că ar mai aștepta oamenii de la televizor? Să înceapă campionatul mondial. Să înceapă campionatul mondial din Brazilia. Și noi încurcăm sau ținem pauză. Domnule, lăsați că transmisiunea aia începe la ora 21, când terminăm noi, de fapt, emisiunea asta. Când terminăm noi emisiunea. Hai să ne imaginăm totuși că se uită un telespectator, în afară de colegul nostru Costică din regia de emisie, în afară de mama mea, cu siguranță se uită mama mea ca de obicei, și în afară de cine se uită de la dumneavoastră din familie? Din partea mea cred că nu se uită nimeni. Eu nu prea am. Am făcut tot posibilul să n-am fani. Ah, să n-aveți fani. Când aud că e la televizor, își caută toți de treabă. Bun, domn profesor, mă gândeam atunci, pentru data viitoare, vă rog frumos, înainte să intrăm în direct, să vă sunați rudele, măcar să avem 5-6 telespectatori. E bine, pentru Costică din regia de emisie și pentru mama putem să discutăm ceva, ceva. Titlul este afișat pe ecran. Vorbim de... Din nou vorbim despre această problemă legată de schimbarea directorilor de deconcentrate. Da? Noi o să vă propunem în această seară să intrăm așa într-o profunzime, pentru că dacă tratăm doar așa că a fost schimbat X și Y, că nu știu de la ce partid și a schimbat partidul ca pe șosete sau ca pe altceva, ne limităm la acest lucru, nu e bine. Și ca să fie bine, zicem noi, mergem în profunzime. Adică, domne, până la urmă, în afară de faptul că se schimbă și lucrurile astea sunt foarte dese, ce se întâmplă de fapt în instituțiile alea? Adică să ne imaginăm că un cetățean simplu, un muncitor, da, de la o fabrică, este schimbat postul, să zicem, postul respectiv, pe postul respectiv vin o graz. Ba, ăla îl ține 6 luni, vine altul. Vine altul și altul și nu știu ce. Nu știu dacă comparația este potrivită, dar eu vreau să intru în profunzime cu dumneavoastră, domn profesor, să explicăm cetățeanului de rând de ce uneori nu funcționează instituțiile astea de concentrat. Iar unul dintre motive, sunt convins că este și acesta al numeroaselor demiteri și schimbări din deconcentrat. Dom'le, schimbările în general nu sunt rele. Sunt state care cam aproape de gena noastră, de gena noastră infracțională, cam consangvin la mafiotisme cu noi, ca să dăm exemplu italienilor, care fac schimbări foarte dese. La 6 luni, alt guvern, la un an, schimbă foarte des. Pentru că ăștia, dacă rămâneau anchilozați și osificați în sistemul lor infracțional, care îi sufocaseră la un moment dat, se rupeau de pluton, pierdeau legătura cu țările dezvoltate ale Europei. Nu se mai țineau aproape. Dar cum văd că se încuibează unii cu ghearele în afaceri, îi schimbă foarte repede. În schimb, și comuniștii aveau o idee cu rotația cadrelor. Să mai vină și alți tovarăși, da, mai cu elan, mai cu dorință de afirmare, ca la început, și mai departe, și pe aia mai învechiți, mai uzați, să-i mai dăm la o parte. Schimbau și ei caii destul de des, ei aveau principiul ăla că în loc de 2 armăsari pe care de-abia să-i ții în frâu și uneori să-i scapi și să te ducă ei unde vor, în gârlă, în șanț, și să nu poți să-i stăpânești, mai bine pui multe rabadale acolo și trag și-ți duc căruța comunistă unde vrei tu. Acum, întorcându-ne la felul cum fac alții schimbări, ei totuși, având o veche tradiție democratică, au ajuns totuși la un plafon al schimbărilor. Nu se schimbă chiar
până la femeia de serviciu ca la noi. Dacă vin alții la guvernare și aia săraca nu mai are pile, cine a pus-o acolo să spele WC-uri la nevăzători sau undeva la munca de jos, dar dacă n-ai pe cineva, nu te lipești dintre cei care sunt vremelnic la putere. Alții au un plafon, domnule. Se schimbă până la un loc. Schimbările politice vizează în general vârfurile, iar profesioniștii în ministerie, în administrație în general, rămân și își fac treaba lor de profesioniști sub orice guvernare, sub orice ministeriat, sub orice putere politică singură sau în alianță aflată vremelnic la guvernare. Bun, ați făcut foarte bine introducerea dând alte exemple. Iar comparația este foarte clară, că la noi nu e rațiunea asta, domne, schimbăm ca să așa, să nu... O schimbăm pentru că, domne, noi am modificat niște lucruri la nivel politic și că vrem să ne impunem oameni. Schimbăm pentru că, în sistemul românesc, unii, ca să ajungem noi la guvernare, au pompat, au finanțat, unii ne-au făcut servicii, ne-au făcut propagandă, ne-au cărat oamenii cu taxiurile la vot, le-au mai dat sacoșe și pungi de plastic, ne-au făcut, s-au mânjit de aracet, că bătea vântul când puneau afișe, și în anumite birouri, chiar și pe la ministere, când intre la un secretar de stat, îi vezi în cuier geaca, murdară de aracet, pe care a avut-o la campanie și care l-a făcut secretar de stat. Deci aia e legitimația lui de profesionist în domeniu. Aici ai dreptate că schimbările așa cum se fac la noi de 25 de ani sunt împotriva performanței, sunt contra eficienței, nu au treabă cu profesionalismul, cu promovarea oamenilor de bună pregătire profesională și rezultatele se văd. S-a dezaliat USL-ul și vine CFR-ul, s-a dezaliat ILF-ul și vine... ILF-ul era întreprinderea de legume și fructe, dar la noi tot cam mai e. Eu ți-am spus odată că noi nu avem partide, că se vede după felul cum se manifestă și după efectele, după rezultatele pe care le au în economie și în viața socială în general. Nu avem în cadrul acestor grupări, găști, departament de resurse umane, să știe și ei, doamne, ce ingineri avem pe domeniul silvic. Că punem oameni de noștri la direcția silvică și ce avem pe domeniul agricol, la direcția agricolă, ce avem în domeniul învățământului, la inspectoratul școlar, ce oameni avem noi în partidul ăsta performanți pentru direcția de finanțe, pentru direcția de sănătate, pentru direcția de agricultură, pentru direcția de... pentru protecția consumatorului, pentru mediu, pentru toate, așa cum le numiți dumneavoastră, serviciile deconcentrate. Nu au asemenea chestiune, decât știu așa, bă, ne e rușine de Cutărescu, ne-a ajutat atât, hai să-i dăm și lui acolo dregătorie. O fi bun, nu o fi bun. El s-a ocupat până acum de tindichegerie și îl punem la ginecologie. Că știți că a fost o guvernare CDR care a adusese ministrul agriculturii era tindichegiu, în altă parte era... oameni care nu aveau nicio treabă. Sigur, da. În această vânzoleală, schimbările sunt o calamitate. Și mai devreme sau mai târziu, că reușim noi să convingem de aici, că vor reuși alții din altă parte, se va ajunge. N-avem încotro, pentru că ne vom coborî și ne vom prăbuși atât de mult din punct de vedere economic și din punct de vedere standardului de viață și al calității serviciilor publice, al administrației românești în general, ne vom cădea atât de jos încât nu vom avea încotro și vom stabili prin lege ceea ce eu am propus de mult. Și Vasile Blaga râdea și spunea când i-am zis, domnule, nu țipai și dumneata ca și noi că va trebui veni vremea să tragem linie până unde schimbăm vârfurile și să rămână profesioniști în administrație, să dăm legea? Da, domnul, dar atunci eram în opoziție, acum suntem la guvernare, era alianța da, venise alianța da în 2004. Acum nu ne mai convine. Acum ai zice alianța nu? Alianța, facem o mică paranteză. Alianța și eu și tu. PDL-PNL? Alianța când eu... Alianța așa nu. Nu, alianța când eu, când tu, alianța când și eu și tu coabităm și fraierim pe ăștia că suntem în opoziție, că ne scuipăm, că nu știu, dar noi suntem înțeleși. Oricum, ai mare dreptate să pui problema deselor răscolire ale întregii administrații la venirea unei noi alianțe vremelnice al minterii. Unele nici n-au prins. Da, bine, aici la Buzău e un alt s-a ajuns până acolo, Mihai, încât nici nu au perfectat o alianță. A fost vorba de-o și începuseră. Viceprimar, ăla tandem. Da, da, da.
Doamne, ce dorințe aveau unii pe aici vreun... Păi nici nu se încheiaseră un protocol. Nici nu, nu prinseseră contur alianța respectivă, că oamenii împărțiseră dregătoriile, gata. Dar se pare că la Buzău e o situație atipică. Mă rog, asta deja devine normalitate, ca Buzăul să fie atipic față de ce se întâmplă la centru, fie că vorbim de politică sau de alte domenii. Suntem la curbura Carpaților, ai văzut cum vin pe hartă Carpații? Și de aia se întâmplă fenomenul ăsta. Coloana vertebrală aici e cu scolioză. E cum e lanțul carpatic. E cu scolioză, au stat lângă vadul Pașii și au pupat papucul Pașii, așa, vreo câteva sute de ani. Și i-au pupat papucul și au stat cocoșați și i-au turnat. Ion a zis să l-a făcut. Și noi vrem să discutăm acum cu oameni cu caractere, cu oameni. Aici, în zona asta. Da, deci, la Buzău, aceste schimbări care sunt anunțate și există și niște semnale că unii și-au dat seama, mă rog, și toți și-au dat seama, dar unii au și acționat. Sunt date nu de noua alianță PDL-PNL. Sunt date în aceeași notă, în continuare rezistentă, între PSD și PNL. Pentru că dacă se vroia de la bun început să se schimbe ceva, se schimbau majoritățile, în primul rând, în consiliile locale. A fost ocazia asta și la primărie și la Consiliul Județean. Nu asta e problema mea. Năravurile să și le schimbe, bun, că ne-am săturat. Dar era bine să specificăm lucrul ăsta, că nu vine ca urmare a... Poate să vin la un moment dat, poate să se întâmple ca centru, nu știu, să se supere, ce, bă, voi acolo v-am zis ceva, uite, am parafat la nivel central, avem protocol, în protocol scrie clar, vă aliați cu voi de la PNL, vă aliați cu PDL și voi de la PDL la rândul lor vă aliați cu PNL, normal, pe cale de consecință logică, să fie o chestie reciprocă, nu? Da. Așa. Și din punctul ăsta de vedere poate să trezească cei schimbați, că vor fi schimbați și ei foarte, foarte devreme. Dar până acolo avem așa niște favoriți. Dumitru Iene de la Inspectoratul Școlar. Dumitru Iene a fost de mai multe ori în alte situații pe faraș, cum să zice, da, în ghilimele, având în vedere că uneori a intrat în disgrațiile conducerii PNL pentru că nu a achiesat la anumite comenzi politice legate de educație, legate de directori, legate de alți oameni care trebuie să fie în sistemul ăsta educațional. S-au împăcat, după aceea iar s-au certat, s-au împăcat. Ei bine, acum iar avem o problemă. Dumitru Iene, domnul inspector general, este în concediu medical. A intrat în concediu medical. Îi dorim sănătate. Nu punem problema că, domne, poate că și-a intrat în concediu tocmai ca să evite o schimbare. Îi dorim multă sănătate, dacă e în concediu medical, luăm ca atare acest lucru. Dar, până la urmă, se va întâmpla această schimbare, pentru că, din sursele noastre, Ministerul Educației, tocmai ce se pregătea să emită un ordin de schimbare a domnului general, și n-a putut să-l mai trimită că n-avea cui, pentru că domnul Iene, între timp, a intrat în concediu medical. Eu le-aș spune ministrul Educației Naționale. Prezent astăzi la Buzău. A fost la Buzău azi? Da, da, da. Extraordinar. De ce este extraordinar? Cred că m-am uitat și eu pe acolo, dar nu l-am văzut dintre copii, pentru că el are și el o statură mai, așa, mai liliputană. Eu le-aș spune să fie atenți, pentru că niște retardați cu IFOSE într-o guvernare anterioară l-au înlocuit, dar n-au știut să-l înlocuiască pe Dumitru Iene și omul și-a recâștigat postul în instanță. Da. Și dacă și l-a câștigat odată în justiție, s-ar putea, dacă are de face cu același tip de pămpălăi, să și-l mai câștige odată, pentru că realmente eu n-am auzit mari reproșuri la adresa Inspectoratului Școlar Județean.
Că se mai întâmplă evenimente în școli, ați văzut în toată țara. Acum avem și o pornire așa extraordinară, în special voi, mass media. Dacă trece o pisică neagră pe în fața școlii, domnule, se face de nesă. Am constatat lucrul ăsta. Noi îi vânează ca pe potârnic și doar școala cu mii și mii și mii de copii în formare și cu niște libertăți de moment, cu televiziuni, cu calculatoare, cu deschiderile astea, care te îndepărtează de carte și de disciplină și îți dă așa niște libertăți, se lucrează din ce în ce mai greu. Și lucrurile sunt mai complicate decât altă dată în sistemul educației naționale. Iar pe fondul acesta, ceea ce mai vedem prin țară, Buzău nu prea excelat așa în evenimente. Ultimul caz grav a fost totuși notoriu la nivel național, cu acei copii care au consumat droguri în școală. Vreau să vă spun. În liceu. Vreau să vă spun că dacă ies o punem. Ei au fost prinși, mă rog. Deci ei au fost prinși. Nu, dacă o punem așa. Pentru că le s-a făcut rău. Da. Sigur. Hai să o punem pe seama. Cui? Cine se ocupă de antidrog? E o secțiune specială? Da, un centru de prevenire antidrog. E un serviciu specializat în poliție. Da. Centru de prevenire a criminalității. E și în prefectură? Există. Un domn care se ocupă. Există toate instituțiile mari. Există și ONG-uri, arta contra drog, sportul contra drog. Bun, am înțeles. Stați puțin. Vă rog. Câte instituții responsabile până la competența strictă a inspectorului școlar general în această materie? Bun, nu vorbim neapărat de inspectorul școlar general, dar ci de ceea ce s-a întâmplat în sistemul gestionat de un general. General din educație. Vreau să vă spun că domnii ăia care au legalizat magazinele de vise, păși pe bani, că nu se mai satură de bani murdari, acești murdari ai României, pe care îi tolerăm la infinit, da, și unii se feresc, vorbesc în șoaptă, să nu cumva să ne audă măribile lor hoții că se supără foarte tare. Și eu asta și vreau. Păi super cât o-i putere de tare. Da. Pe unde îi prind? Autorii morali. Deci, autorii morali sunt cei care au avut și o draslă de mare personalitate a vieții politice românești, al cărei program, când s-a dus prima dată în Parlamentul European, era legalizarea drogurilor ușoare. Dar de ce vă sfiesc să spuneți numele Elena Băsescu? Nu mă sfiesc. Mă exprim de așa manieră încât să le aduc oamenilor aminte și să le fac și un refresh memory, cum se spune, să-și aduc aminte de asemenea personaje. Așa, că era vorba de Elena Băsescu, alias Eba. Atâtea slăbiciuni sunt în sistemul nostru că până la Iene e cale lungă. Și că nu între asta stă performanța sau non-performanța unui întâi stătător al educației într-un județ. Da, avem o intervenție telefonică în emisiunea noastră. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Îmi cer scuze că vă deranjez. În primul rând am încercat aseară când ați avut o emisiune de Cascadorii Râsului. Scuzați-mă, alo? Da, spuneți-vă rog. Ați avut o emisiune cu doi invitați de Cascadorii Râsului, atât domnul de la piețe, care se păcea că nu știe ce este în piață, cât și domnul viceprimar, care nu știa de regulament. Vă aduceți aminte? E un regulament de funcționare și înființare și funcționare a piețelor, târgurilor și oboarelor după 96. Dânsul propunea aseară să facem un regulament acum ca să dezbatem. Să dezbatem o lege apărută că și care ar trebui să fie respectată. Da. De cine e respectată, domnul moderator? Poftim? De cine să o respecte? Nu vedeți cu oameni de ăștia, credeți că o merge înainte, care abar n-aveau ce să petrece în piață? Este acum domnul director pe alt post de televiziune, care la fel începe să spună povești de a dormi copiii. Îmi pare rău că n-am putut să vă intru pentru că mi-a părea post telefonic deranjat. Păi sunau oamenii de asta. Probabil. Și aș vrea să mai reveniți cu asemenea emisiuni. Și dacă se poate să ne informați din timp ca să putem să facem intervenții. Oameni din ăștia, apropo și cu directorul de deconcentrate care apare pe cron la dumneavoastră. Oamenii ăștia ne conduc, domnul moderator. Păi de asta și abordăm și acest subiect în acest. Domnul nu știa când s-a făcut piața, domnul nu știa cum era, dar cum a apărut acolo, de când a venit, ce a făcut? Am leznit hoția și mizeria și haosul care e în piață acolo. Bun, eu asta vreau să vă întreb. Aveți posibilitatea, acum chiar dacă nu mai este domnul Diaconiță în emisiune, să vă spuneți oful. Păi să ne spunem oful, pentru că legea există, dar nu vrem să le aplicăm. Nu ne jenă. Bun. Suntem în crailă cu ei, domnul moderator. Bun. Am o rugăminte la dumneavoastră, dar foarte pe scurt. Cine nu respectă acolo, ce instituții sau
În primul rând, cel care organizează trebuie să respecte legea, domnul moderator. Să făcea că nu știe că de 3 ani de zile Direcția Agricolă n-a venit în, să controleze dacă usturoi din import sau din țara românească. Deci n-a venit, oricum n-a venit. Păi nu, oricum n-a venit. Dar cine trebuie să-i cheme, domnul moderator? Cine ia taxa? Cine este cel care trebuie să asigure bunul comerț? Corect. Cel care organizează piața. Dar sunteți de acord că, bine, în primul rând, ce i-am reproșat și domnul Diaconiță în direct aseară, faptul că nu ia capacitat pe ăștia de la instituțiile abilitate să controleze. Nu vrea, domnul moderator, nu că nu ia capacitat. Păi cum să dispare țigănia din piață, domnul moderator? Bun, asta zic. Dar Direcția Agricolă ar trebui să vină fără să fie chemată de domnul Diaconiță. Păi da, da, acord? Da. Corect. OPC-ul la fel. Poliția locală la fel. Deci toate lucrurile astea, într-adevăr, și domnul Diaconiță are vina sa, pe care și-a asumat-o, dar, mă rog, declarativ. Dar problema este că celelalte instituții care cu adevărat au atribuții de control, nu de a administra acea piață, așa cum face piețe, târguri și obare, cum o face bine rău, numai că spuneam de aceste instituții care nu își fac treaba. Deci e un dorincotism acolo, adică pe mulți. E doar în cot de ceea ce se întâmplă în piață, deși problemele sunt aceleași de ani și ani de zile. Piața este administrată de către primărie, da? De 10 piețe, târguri și oboare, prin acționar majoritar al primăriei. Este Consiliul Local, da. Consiliul Local, prin primărie. Adică vrea să-mi spună mie, domnul Diaconiță, că organele, toate organele abilitate ale statului, dacă primăria ar spune, mâine facem controle și o săptămână și o lună faceți controle în piață să facă ordine, nu ar răspunde aceste organisme? Nu. Ar răspunde, dar știți cum ar răspunde, așa cum au răspuns până acum. Dar de ce nu vă gândiți că... să zicem un exemplu ăsta cu Direcția Agricolă. Că există niște unii pe la Direcția Agricolă care sunt mână-mână cu așa zisi producători. Păi nu trebuie să fiți până acolo. Dar mă gândesc la asta, domne. Pentru că dacă nu văd Direcția Agricolă, nici nu trebuie să fie chemată, domne. O instituție abilitată nu trebuie să fie chemată. Un inspector OPC nu trebuie să fie chemat de cineva sau să fie vreo reclamație neapărat. Exact. Administratorul, domnul moderator, administratorul ia toate măsurile să asigure comerțul civilizat. Care sunt măsurile alea? Da, am înțeles, dar administratorul nu are competență să controleze pom dacă e producător. Nu să controleze, să-i cheme, să facă acțiuni. Bun. Și de chemat, i-a chemat. Și a văzut dumneavoastră... Nu, moderator, îți gogoși astea. Poftim? Cum să nu vină, domnule? Dacă organismele, poliția vine și cu OPC-ul și cu Direcția Agricolă și sunt chemate toate într-o zi, adică nu vine cineva care nu răspunde la acțiuni... Dar n-ați văzut așa că sunt unele alea anunțate și vin toate instituțiile astea. Mamă, dau iama pe acolo, deci tremură genunchii la producători, la samsar, să zicem. Da, da. Și auzind după aceea în buletinele de presă, am amendat pentru etichetare necorespunzătoare. Da, da. Deci ăsta e de râsul, știți al cui. De râsul curcilor. Ascultă-mă, deci cel care organizează piața trebuie să ia toate măsurile ca să asigure bunul comerț. Cine este administratorul pieței? Corect. Cine piețe centrale și al celorlalte? Piețe, târguri și oboare prin dânsii care coordonează, conduc și iau salarii frumoase. Păi ce iau? Păi nu poate să-i deranjeze pe aia din piață. Da, apropo de salarii, mă rog, aici vorbim de indemnizații. Ați auzit că au fost mărite indemnizațiile membrilor în executiv de la Consiliul de Administrație, de la piețe târguri? Nu. Păi dar săracii muncesc foarte mult. N-ați auzit? Nu, pe la nu, da. Vă spunem noi, cu 7 milioane. Majorarea este cu 7 milioane. De la 15 la 22. Da, e normal. Da, e normal. E normal, într-o țară care nu se respectă nimic, asta zice n-ar fi și ea tot în același context. Da. Bun, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Am o rugăminte la dumneavoastră, vă repet, dacă puteți să anunțați invitații de a doua zi, nu știu cum, nu știu prin ce metodă. Trăim într-un mediu în care nici măcar nu știm ce se va întâmpla peste 10 minute, dar aminte. Vai de mine, așa. Sunt situații în care putem anunța, sunt situații în care nu putem anunța. Am înțeles. E păcat că ar fi mai frumoasă emisiune. Eu înțeleg ce ziceți dumneavoastră, dar vă rugăm să ne înțelegeți și dumneavoastră pe noi. Da? Cum să nu? Mulțumim încă o dată pentru intervenție. Sănătate.
dovadă că neanunțată fiind, a văzut trebuie să emisiunea de seară, nu s-a putut, într-adevăr au fost foarte mulți care au reclamat, domn profesor, nu cred că sunt lucruri, că și dumneavoastră sunteți, faceți piață. Sigur, am fiecare zi stă pe. Bun, dar foarte pe scurt, înainte de publicitate, domn profesor, dumneavoastră ce opinie aveți? Domn, cine e responsabil pentru haosul ăla din piață? Domnule, piața poate să fie de două feluri. O piață privată, cineva a cumpărat un teren, a obținut avizele necesare de la sănătate, de la mediu, de la pompieri, de peste tot, și a făcut piață și vrea să aibă clientelă acolo și e interesat ca să funcționeze bine, să aibă profituri și să aducă marfă bună, să fie ieftină, să fie cu controlul exigent al calității produselor. Noi nu avem o piață acolo privată, acolo este o piață publică a noastră în care acționarul majoritar este primăria Buzău. Omul de acolo este numit și îi se trasează un regulament aprobat de Consiliul Local, de primărie. Și se conformează în stilul lui de funcționare ca să poată să supraviețuiască. Faptul că ea arată dezordonat, nu îi se poate reproșa numai administratorului, pentru că depinzi de un for tutelar care îți poate admite sau nu, te poate sprijini sau nu pentru a face o modernizare reală. Nu ce s-a făcut cu ani în urmă, în loc de acoperiș ca să nu te plouă, să te ia vântul pe desubt, să învăltoare mai al dracului. Cine o fi conceput sistemul ăla care nu e nici pe ventilație util, nici pe protecția celor care sunt în piață. Așa, o fantezie. Fără să se fie dorit, e o seră. Nu știu dacă e seră. În zilele astea. Călduroasă. Mă rog. Dar oricum nu e ce trebuie. După aceea, niște oameni care au văzut și ei în toată lumea cum se procedează. Nu amestecă produsele autohtone cu cele de import. Vreau să mă duc în raionul cu românești, mă duc țintit acolo, că acolo știu că sunt ale noastre, dar adevăratele de la noi. Nu scriu pe etichetă românești și ele sunt Polonia, clar. Sau, sau usturoiul. Unul dintre telespectatorii care a intervenit a dat aseară un exemplu. Dom'le, apăreau niște produse din astea, niște legume care nu aveau ce căuta în România să, într-o perioadă anume, și zicea că sunt românești. Da, noi suntem. Dar de fapt dar ăla era producător. Din cauza evaziunii fiscale din vamă, a trocurilor care se fac în vamă, noi am ajuns țara cu cel mai mare export de banane din Europa. Pentru că scriu ei acolo că are tranzit, că le ducem în Austria sau nu știu unde, și se opresc de fapt în România și n-au plătit. Și din cauza asta e prețul mai jos, la toate. Deci în vamă la Port Constanța pierdem 1 miliard de euro pe lună, pe puțin. Bun, cu subiect și predicat. Veni mai departe. Vă rog. Deci ai raion de produse, legume, fructe românești și străine, separat, și acolo la străine cu etichetă Italia, Spania, așa, Europa, dar să fie de adevăratele, separate, o idee. Altă separare. Legume, fructe, una, brânzeturi, pește, carne, ceva mai diferențiate, nu așa mai concentrate, prea aproape una de alta, cu mirosuri respective de în fața pescăriei și taraba la un metru cu, știu eu, caise. Da. Bun. Ai ciorapi, curele, ginși, pălării, căciul, nu știu ce e. Un bazar din ăsta. Produse nealimentare. Așa, lucrurile pot fi într-o piață mai ordonată, mai modernizată, mai așezată. Să poate, e loc de mai bine. Și oamenii care m-au auzit, nu odată, că dacă trec în fiecare zi pe în piață, văd și eu că despre ce e vorba. Așa, după aceea, controlul despre care vorbea domnul și de care vorbești și tu și de care vorbim noi. Dacă vrea unul să vândă în piață strignină, dacă vrea să-ți dea căpșune stropite cu verde de Paris, nu-l oprește nimeni. Dacă vrea să-ți vândă, știu eu, ardei, boia de ardei cancerigenă, ți-o dă liniștit. Dacă vrea să-ți dea, că există. Deci, într-un control făcut de la solicitarea mea la nivel național, cu ani în urmă, Cătălin Teodorescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a făcut prin sondaj, un control în toată țara și a spus
70% din alcooluri și vinuri sunt contrafăcute, 50% din conservele de pește, 40% din boia adusă din Ungaria cancerigenă. Și când ne-a citit toată lista, am zis, domnule, nu mai călcați pe la piață, nu știu, duceți-vă pe grădină, pe la moși, pe la babe, pe acasă, pentru că e nenorocire. Avem direcția sanitar-veterinară care face efort, că ea e și pentru controlul alimentului. Dar la sezizări, și oamenii noștri nu prea sezizează. De asemenea, administrația pieței nu stă totdeauna cu ochiul pe bă, ce vând ăștia aici? Merile astea sunt stropite cu pesticide, cu verde de Paris. Avem mari carențe și oamenii care probabil că au văzut și ei până alte orașe ale țării, au văzut și ei unii prin străinătate că au mai muncit sărace după o pâine amară prin străinătate, prin Spania, prin Italia. E mult de lucru ca piața centrală, piața publică a Buzăului să satisfacă în condiții mai bune cerințele cetățeanului. Bun, înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate, să închidem capitolul legat de învățământ. V-am spus, inspectorul școlar general poate fi altul, poate fi același. Eu personal, ca om care a avut în viața lui tangență cu domeniul, profesor, meseria mea de bază, așa, pot să vă spun că inspectorul Dumitru Iene s-a achitat de sarcinile lui și inspectorul școlar general adjunct nu e imputabilă direct. Bun, da. Orice eveniment mai mare, mai minor sau mai grav. E bine că ziceți asta, profesor, dar nu despre asta, știți că nu despre asta. Mergem mai departe, dar după pauza de publicitate, da. Mergem mai departe cu acea ipoteză. Da, domnule, să zicem, e schimbat din nou domnul Iene. Vine altcineva, acel cineva care are o altă culoare politică și de la dânsul în jos, ce o să înceapă? Dar culoarea cărții nu ne interesează? Vorbim după o pauză de publicitate, citim o cărticică și după aceea... Cărticica șefului de cuib? Nu știu ce culoare va fi cărticica, dar o citim în pauză de publicitate și revenim la discuția noastră. Da, domn profesor, am o veste bună și una tristă. Cu care vreți să încep? Domn profesor? Suntem din nou în direct. Da. Păi ziceți, eu n-am știut că suntem în direct. Da, deci am o veste bună și una tristă. Anume? Cu care vreți să încep? Cu aia tristă, ca de obicei. Da. Vestea tristă este că dumneavoastră, înainte de pauza de publicitate, v-ați auzit pe post când spuneați că... Bine, asta pentru că mi-a trimis SMS logodnica mea, spunând că nu cred că este supărat Costică pe el. Când dumneavoastră a zis de Costică, colegul meu din legea de emisie, că e supărat. Și nu era supărat. E bine. Era foarte... venise să ia un pic de răcoare de aici, de la noi, de la aer condiționat. Și v-ați auzit pe post, domnul. Dacă o scăpați una de aia, o scatoalcă din aia și... Ce ne făceam? Acum, fie primiți. Ce ne făceam? Vă decredibilizați. Mă decredibilizam eu, dar eu am făcut tot posibilul. După toate analiza foarte... asta pertinentă pe care am o faceți dumneavoastră, mari să mă decredibilizez. Ascultă-mă, am făcut eforturi mari să mă decredibilizez și să nu dea nimeni doi bani pe ce spun eu. Cel mai afectat ai fi fost tu, ca realizator de emisiuni, că îți pierdeai creditul în fața telespectatorilor. Corect. În ce mă privește, eu am făcut tot posibilul să nu se ia nimeni după mine. Că dacă se luau unii după mine și după gura mea, eu poate aș fi avut mari neplăceri, dar așa sunt ceva mai liniștit că nu se uită lumea în gura mea. Bun, domn profesor, trecem de această introducere. Bine, logonica mea, îmi cer scuze, trebuie să răspund. Și eu te iubesc, da? Fifișor. Vreau să vă rog să faceți o analiză la fisc. De exemplu, apropo de credit și de bani, până la urmă nu... De credit și de bani? Da. Adică? Păi s-ar putea să fie schimbat și domnul de la fisc. De la ANAF, vreți să spuneți? Da, da, asta fiscul, cum să zice, la mod popular. Din moment ce sistemul este atât de grav bolnav, că a dispărut Blejnar și a rămas Blejnarita, au dispărut atâția în sistem și au rămas, bolile au rămas... încât la ora asta
media europeană a atragerii la buget, a colectării la buget, este de 47%, iar în România, pe 2013, a fost 25%, iar acum, când vorbim noi pe anul ăsta, s-a ridicat chipurile la 27,8% procent de colectare. Ce ar însemna să fim și noi, nu mari ca alții, 60, 70 sau 90% ca americani, să fim și noi la media europeană, la 47%, însemna buget dublu. Dublă investiție în sănătate, în învățământ, în pensii, salarii, în investiții de autostrăzi, de infrastructură. Dacă în loc de 27 culegi 47, ai dublat bugetul, ai dublat investițiile, ai dublat cheltuielile publice și sociale. ANAF-ul ăsta nu este în stare să atragă bani la buget. Nu putem să-l executăm pe cutare că e de-al nostru, e finanțatorul lui. Nu putem pe cutare că e al lui. Nu putem pe cutare. Și atunci trăiește bugetul României de la niște oameni simpli, în special foarte mulți în vârstă, care mor pe la cozi plătindu-și dările ca să prindă reducerea aia de 10% și ca să știe el curat că și-a achitat taxele și impozitele. Deci majoritatea bugetului, oricât mi-ar bate unii capul cu vai noi mari întreprinzători privați care iau cocoșa și pe aia de-au nebunit, așa cu lipsa de legislație fermă, cu schimbările astea, cu smucirile astea de la o zi la alta, așa, bugetul trăiește din buna credință a unora săraci disciplinați care își plătesc taxele și impozitele fără să-i înghiontească nimeni, fără. Dar sistemul ANAF a rămas, este și a rămas în continuare bolnav de ineficiență și ineficiența lui este din cauza bolii corupției și a marilor infracțiuni care sufocă societatea românească. Bun, domnul profesor, în contextul discuției spune cineva tot de piața centrală, dar pe scurt atât, că nu există un control al producătorilor, evaziunea fiscală e în floare în piață dacă nu au case de marcat. Nimeni nu are justificarea mărfii vândute, ceea ce am discutat și ieri oricum. Eu mai îmi referim măcar la calitate. Nu mai îmi dă bon, dar să nu mă duc acasă să mă otrăvesc. Mă refeream la controlul alimentului. Să mâncăm cereșe la controlul produselor. Carne de vierni. Dacă sunt pute cu carne, alea sunt mai scumpe. Că... carne... dar nu sunt vierni din aceea lume de lux. OPC-ul. Vedeți că are competențe limitate, etichetare, ambalare, ei sunt, au o zonă, dar îmi pare rău că nu și-o popularizează, ca să știe. Nu, pentru stai că așa, domnule, cine să, că noi discutăm, nu tot de piață, OPC-ul, am trecut la alte instituții. Oficiul pentru protecția consumatorului. Este domnul director Nicușor Dinulescu, n-a zice eu amenințat, pentru că de fiecare dată s-a descurcat domnul director. Da. Adică s-a schimbat modificarea, s-a schimbat și dânsul. Nu nimic, înseamnă că are toate șansele să se profesionalizeze. Eu nu știu ce profesie de bază a avut dânsul, dar faptul că este de multă vreme... Adică a fost și pedelist, și PSD, și penelist, și... Eu vorbesc de profesie și dumneavoastră îmi spuneți de apartenența la găști și gâște. Păi despre asta, nu despre asta vorbeam? Ar trebui să ne dezvățăm de... Păi cum, domnule, să ne dezvățăm dacă asta ne conduce? Clientelismul ăsta jegos. Păi dar nu vedeți că asta e treaba? Adică despre ce vorbim? Da, nu, dar dacă stă de multă vreme acolo, e foarte bine. Are șanse să se profesionalizeze. Mergeți mai departe. Cu ideea. Și dacă se profesionalizează, niște profesioniști lucrează în interesul cetățeanului și beneficiem toți. Da, mi se pare că domnul profesor pe final de emisiune a început să nu mai aibă opiniile cum trebuie. Cum adică n-am opinie? Sunteți ironic, bănuiesc. Cum, luați-o cum vreți, numai să ajungem totuși la concluzia că avem nevoie de profesioniști în administrație. Da, știu asta, de ani de zile, de oameni care... de ani de zile și de nopți tot spunem lucrul acesta, însă profesioniști nu știu pe unde sunt, că numai sus pe acolo nu sunt. Doamne, unii au stat mult, să știți. Avem în administrație oameni care sunt de 18 ani, de 20 de ani. În schimb, în loc să se profesionalizeze, să crească eficiența, s-au profesionalizat pentru ei la sustragere, la așa, încât a ajuns șpaga la 80% din total. Da. Bun. Pe final de emisiune vă provoc să îmi spuneți pe cine ați schimba dumneavoastră din deconcentrat. Nu politic vorbim, evident. Așa, într-o analiză, că știu că
le știți cam pe toate. Le știu eu pe toate. Mă lovesc și eu ca omul de... Nu, le știți cam pe toate de concentrate, zic. Dom'le, n-am venit ca persoană în contact cu calitatea oricărui serviciu public. De exemplu, nu am avut agență cu direcția silvică, dar cunosc oameni din domeniu care sunt buni profesioniști. Că îi depășește forța politică de a mai ține de păduri, să n-ajungă să fie înstrăinate, că la un moment dat preda Buzescu, un oștean de-al lui Mihai Viteazu, sau urmașii lui, retrocedaseră niște 60 de hectare sau sute de hectare pe la pătărlagere, că jaful în păduri e dat exemplu pe țară că a atins și Buzău masiv de tot, că defrișerile au dus la alunecări de teren, la inundații și la tot felul de calamități, că masa lemnoasă, aurul verde, nu se mai regenerează în timp așa de scurt, că avem de suferit cu toții pentru că media europeană de 33% zonă împădurită, la noi România a căzut pe la 20%, de unde înainte de Revoluție eram la 40% zonă împădurită în România. Deci eu cunosc niște date cam s-a întâmplat în procesul legislativ să venim în contact și cu zona asta. Așa. Deci cunosc oameni care sunt buni profesioniști, dar presiunile asupra lor sunt atât de mari încât au și ei vulnerabilități. Bun, ați dat un exemplu cu direcția silvică. Pot să dau mai multe. În continuare primim mesaje de la oameni care sunt supărați că cei din piața centrală nu eliberează bon fiscal. Dom'le, e normal că se lovesc oamenii toată ziua de piață. Da, și se lovesc și de puținătatea banilor de la buget. Ăla evazionează. Puțin, ăla mai mult, ăla mai... Și din puținul ăla care se strânge, cu ce să mai intervii? La ajutoare, la social, la pensie, la salarii, la atâtea necazuri. Ați văzut că uneori suntem imposibilitatea de a trata un copil. Facem tot timpul apeluri pe la televizor. Salvați-l pe Nicușor, salvați-l pe... Dar ăla n-are țară. Părinții lui nu sunt cetățeni cu drepturi. El ca ființă și gâză uman care a avut neșansa să se nască în aceste vremuri, trebuie neapărat prin mila publică să ajungă să fie îngrijit și tratat? Da. Din păcate, o întrebare retorică foarte cu impact, să zicem așa. Da. Deci sunt multe necazurile și oamenii se lovesc des, de piață, de una, de alta, sigur că da. Se lovesc mai puțin de parcuri și de zone verzi, deși ele acum sunt foarte utile, că e vremea frumoasă afară și ne bucurăm să aibă și ei unde să meargă la aer. În schimb, s-ar putea ca același aer și același peisaj verde și cu flori să-l fi avut și dacă gestionam cu mai multă grijă, cu mai multă economie, banii, pentru că Buzău a alocat municipiul anul ăsta 86 de miliarde pentru zone verzi, de departe numărul 1 între municipiile reședință de județ din țară. Pentru vopsea verde sau pentru ce că altceva? Domnule, suntem foarte risipitori sau largi. Știm noi de ce. Dar unde sunt spațiile astea verzi de 86 de miliarde? Domnule, suma de 86 de miliarde înseamnă flori, 200 de mii de fire. Așa. Dacă ne-am referit numai la flori, ar fi prea de tot, care însemna că e 430 de mii firul. Adică 86 de miliarde împărțit la 200 de mii de fire, de da. 430 de mii firul. De lei vechi. Da. Nu. Mai intră și gazon, firul de gazon și de zonă verde. În schimb, dacă noi comparăm cu alte orașe, cu Constanța, care bagă 5 miliarde și noi 86, și Constanța e vreo 5 Buzău, așa? Dacă ne comparăm cu altele, Cluj 1.300.000, Sibiu 1.300.000, știu, da. Brașovul vreo 7 miliarde, da. Așa? Și noi 86... Suntem campioni. Dacă vrea cineva să vadă care sunt firmele alea prin care se aduc florile, care sunt firmele alea prin care aduc arbuștii, care sunt firmele alea, așa, dăm de alte povești foarte frumoase. În schimb, nu vreau să-i supăr pe cetățeni. Susțineți-vă oamenii din primărie că lucrează pentru voi. Ei nu, ei sunt, au rămas săraci. Vai de capul lor. În loc de concluzie, domn profesor, haideți să încheiem tot în nota da. Subiectului principal din această seară. Cât de nociv, până la urmă, este să schimbi un director foarte des? Dom'le,
afectează sau nu? Dom'le, afectează. Pentru că de la stilul acela pe care le imprimă un om, oamenii nu sunt trași la Indigo, nu sunt rulmenți. Au fiecare marcă distinctă, au trăsături de caracter, trăsături de personalitate, un mod de comportament și imprimă în colectivul acela, față de ceilalți salariați subordonați, un anumit stil. S-au învățat unii într-un fel, s-au dat și el de niște rosturi, să înțeleagă și el mai bine de ce l-au pus pe el acolo, partidul lui, care l-a promovat acolo, că vine rândul să vină altul să facă experiment și mai vine unul să mai facă experiment, nici n-apucă să învețe cadrul legal, legile care îl guvernează și începe să dea cu ăștia în gat, cu stângul în dreptul și ne trezim că din toată sarabanda asta nu avem servicii publice de calitate, domenii bine administrate, bani public bine gospodărit. Deci e mult de lucru în administrația românească, ne spun toți care vin, cât în America, cât în domnule, mai faceți ceva, că vrem să avem parteneri mai pe picioarele lor, mai... ne spun și unele de acolo, dar nu se prinde. Vă mulțumesc, domn profesor, pentru prezență. Cu cine țineți? Cu Brazilia sau cu Croația? La campionatul ăsta mondial nu mai am fixat cu cine să țin. Nu, ziceam de meciul din seara asta, deschidere. Că... Eu țin cu echipa națională a României din 1994, aia din America. 94? Păi gata, s-a dus, la revedere. Păi aia îmi place mie. Eu mă uit la aia mereu. Din păcate nu joacă la campionatul. O găsesc înregistrată și mă uit la meciul ăla mereu. Mereu le trimesc, mereu aștept să batem Suedia, să nu intrăm la niciun. Profesor, la următoarea emisiune a câștigat România, nu știu ce, în sferturile de finală. Atunci chiar meritam. În sferturile de finală atunci chiar meritam. Am câștigat. Era o frumusețe, se vedea o frumusețe în teren. Da, noi jucăm samba la televizor. Ieșeam pe străzi, am ieșit și eu în piață, în Buzău, cu copiii mei de mână. Era foarte frumos. Da. Mulțumesc încă o dată, domn profesor. O seară liniște vă doresc și dumneavoastră. Le doresc de asemenea și telespectatorilor. O seară excelentă, la revedere. Ne pupăm cu toții. Pa, pa! Bine v-am găsit la TV Buzău, la a patra putere.